mulțumim cu aplauze pe primul evaluator de discurs, Ovidiu Oltean. Această seară am avut onoarea și privilegiul să îl evaluez pe Sebastian Timu, care s-a aflat la proiectul numărul 1, The Icebreaker, spărgătorul de gheață, și a avut două obiective, clar. Să înceapă să vorbească în fața publicului, să descopere care sunt punctele forte și care sunt punctele care necesită atenție. Discursul său a fost intitulat Oare cine ești tu? Sebastian, doresc să te felicit, în același timp să felicit natura, pentru că te-a înzestrat cu o prezență scenică foarte agreabilă și foarte plăcută. Sunt convins că, pur și simplu venind aici în față și începând să vorbești, reușești să captezi atenția publicului datorită carismei personale pe care o ai și te încurajezi să te folosești de acest lucru la maxim pe viitor. Mi-a plăcut foarte mult dicția pe care o ai, ritmul și volumul vocii tale. Pe tot parcursul discursului am reușit să te înțeleg foarte bine, am reușit să înțeleg fiecare cuvânt pe care îl spuneai și să pot să te urmăresc fără să pierd șirul ideilor, pentru că au fost prezentate într-o manieră foarte lejeră pentru noi cei din public. Mi-a plăcut foarte mult că te-ai deschis, că ai fost sincer și că ne-ai prezentat un moment de cotitură din viața ta. Și mai ales mi-a plăcut încheierea. Faptul că ne-ai implicat pe noi în discursul tău prin întrebările din final, faptul că ne-ai pus pe gânduri și faptul că ne-ai îndemnat să ne adresăm noi niște întrebări care să ne ajute să ne clarificăm drumul pe care îl avem de urmat în viață. Consider că această voce caldă, această orientare către public și ritmul pe care l-ai folosit sunt punctele tale forte și merită să te folosești foarte mult de ele, pentru că te vor ajuta mult. Punctele care necesită o ușoară atenție și care consider că dacă le ai optimizat, te-ar ajuta foarte mult, ar avea cel mai mare impact asupra discursului tău, ar fi în primul rând contactul vizual cu publicul. Dacă te-ai uitat mai intens în ochii noștri, ai reușit să stabilești o conexiune mai puternică cu noi și am înțelege noi cei din public că într-adevăr ești acolo pentru noi, ca să ne oferi ceva și nu doar ca să relatezi o întâmplare din viața ta. Îți recomand să îți alegi 2-3 persoane din sală la care să te uiți în timp ce balezi restul sării. Și al doilea este legat de corp, mai ales legat de mâinile pe care le-ai ținut la spate. Mi-a plăcut foarte mult în ultimele 2 minute, momentul în care le-ai luat de la spate și ai început să gesticulezi, dialogul pe care l-ai avut cu acel înțelept maestru, mentor de-al tău, atunci ai început să gesticulezi și ai început să descrii scena în care erai și mi-a plăcut foarte mult această energie și faptul că gesturile tale erau în armonie cu mesajul tău. Te încurajez să faci lucrul ăsta chiar de la început pentru a crea o deschidere și o apropiere față de publicul tău. Mi-a plăcut foarte mult primul discurs. Aștept cu nerăbdare și alte mesaje inspiraționale din partea ta pentru noi, pentru public, care să ne fie de folos, livrate la fel, cu acea voce plăcută și cu acel ritm. Și poate pe viitor să te uiți mai mult și în ochii noștri ca să-ți vedem mai mult acea față luminoasă. Mulțumesc tare mult!